Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Mișcarea iurea toată ziua, cum faci tu, Luca? Uite ce zic oamenii de știință, strecurarea unui antrenament la prima oră, la prima oră, este cel mai bun mod de a pierde în greutate dacă ești șoarec. Că s-a făcut, este o cercetare a, evident, cercetătorilor suedezi. Și eu tocmai voiam să zic, acum 13 ani, când mă duceam la sală, da? O bună perioadă, aveam antrenor personal, și reușeam, am convins-o pe doamna respectivă să mă primească... Deci aveai antrenoare personală. Antrenoare personală, da. Să deschidem sala puțin mai devreme ca să pot să apuc și eu să fac antrenament dimineața, da. Deci e la 4 dimineața? Nu chiar la 4 dimineața. Bine, azi, da, mă rog. La 6. Putem reveni la șoareci? Hai la șoareci. Ce vrei, mă? Ce te uiți așa? Stai, mă, că m-a dat ăsta peste cap. Deci era 6 dimineața la sală? Da. Și cât făceai sală? O oră și 45 de minute. Vezi, mă, Luca, tu înțelegi? Păi tu nu aveai program aici de la 7? Nu, aveam de la 10 în vremea respectivă. Era când, da, gata. Înainte să mă cunoască pe eu mine, dragă. Eu asta nu-mi pricepeam. Cum face, da, că și eu aș vrea să fac mișcare dimineața, dar n-am timp. Trebuie să... Să știi că eu când lucram la fabrică și începeam, aveam condică la 7 fără un sfert, desemnat cel târziu, mă duceam la ora 5, 5 și jumătate, la sala florească, la bazin. Uite, și cum e să înnoți, practic, în întuneric și în frig... Da, era bun sportul dimineața, chiar e bună. Eu știu, era bun. Eu am și ațipit la de la not. Da, tu la not. Bun. Deci devenim. Practic, un grup de șoareci maratoniști. Suedezi. Ei au fost puși să alerge pe o bandă de alergare. Dimineața de vreme, în timp ce ceilalți au făcut aceeași rutină, mai târziu seara. Da. Deci, practic, unei erau boieri, alții lucrau dimineața la matinal, se trezeau în zori. Aia care se puneau pe treabă dimineața, însă, aveau cel mai activ metabolism. Și cei cu metabolism mai ridicat consumă mai multe calorii și au mai multe șanse să slăbească. Categoric. Deci, asta este... Te faci șoarec și pe bandă dimineața. Rezultatele s-ar putea dovedi utile pentru oameni, au constatat cercetătorii. Da, dar suedezi. Văd că nu sunt siguri. S-ar putea să fie utile. Băi, ce mi-aș plăcut să fiu cercetător și suedez. Orice fel de cercetător. Orice fel. Dar de ăsta, de șoareci, de chestii, de uși închise și deschise, de... Ce vă mai frământați, băieți? Somnolog. Întreabă șeful. Șefule, noi vrem să punem niște șoareci pe ben să vedem cum le merge. Și cât timp aveți nevoie? Dar nu, 6 ani. Complic. Că vrem să facem ca lumea, adică scriem ce vedem. Și o și complicăm. Facem și dimineața și seara. Da. Și trebuie să angajăm și mai mulți cercetători. Le variem meniul, le dăm... Practic, facem cercetători în două schimburi ca să vedem cu șoarecii cum alergă șoarecii, cumpărăm benzi de alergare, tot ce trebuie, îi notăm, Să știți că ne ocupăm de tot. Da. N-aveți treabă cu noi. 5 ani nu ieșim de aici. Da. Asta e. Deci, cu șoarecii ați înțeles care este treaba. Cercetătorii plănuiesc acum să investigheze dacă răspunsuri identice sau măcar similare la exerciții fizice apar și la oameni. Deci se caută șoareci umani în Suedia, dacă vă interesează să alergați pe bandă seara și dimineața, ca să vi se măsoare metabolismul. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.